Bună ziua, iată, astăzi am venit în stupină, se anunță că o să vină niște vreme mai rece, am pus folia și vreau să vedem cam cum arată albinuțile cu folie, adică condensul acela care se formează cam cum este. Am venit fără mască, sunt fără mască, vine în stupină, nu-i recomandat să umblați fără mască în stupină, eu am venit așa, mai pe nepregătite și vreau să vă arăt un pic ce se întâmplă cu folia, da? De ce este importantă folia. Stați că iau aici. Aici este cele două nuclei. Se vedem. Avem folia pusă și să vedem ce fac albinuțile acum, dacă avem un pic de condens, da? Iată, avem aici un pic de condens. Albinuțile au venit aici la condens să își ia un pic de apă. Iată aici s-a format condensul. Albinuțile o să cam curețe acel condens. Acesta era scopul punerii foliei, să obținem un pic de condens. Să vedem și aici. Iată, aici s-a format condens. Cel care se va forma deasupra o să fie consumat de albinuți. Iată cât condens s-a format doar într-o noapte. Bun, acesta a fost și scopul. O să mai deschid unul așa să văd cum arată, unul mai puternic. Să pun pauză. Aici avem unul mai puternic, să văd și aici cât condens s-a format. Hai tu, albinuțo, s-am deschis, du-te. Iată aici cât condens avem în zona din spate, da? Albinii vor veni aici în spate și vor lua un pic de condens. Iată aici avem chiar picături de apă. În spate, normal, e tot mai multă apă. Ia, priviți cât apă este. O să le ajute un pic. De fapt, tocmai de aceasta am pus eu acest folie ca să se formeze condens. Cu ideea asta. Deci cam asta este. Ia să aruncăm o privire și la urghinii și aici să vedem ce fac albinuțile aici. Dacă au condens, nu mai umblă așa tare după apă. Cantitatea de apă de peste noapte, aduc grăuncioare de polen. Păcat că vine acel val de frig. Iată ce frumos aduc ele polen. Deci acum activitatea e destul de bună. Dacă te uiți așa în lung, peste tot se lucrează foarte frumos. Bun, cam atât am avut de prezentat azi. O să vă mai arăt și altceva. Peste vreo săptămână când o să putem umbla la ei, acum nu mai putem umbla. Ce am avut de făcut am făcut zilele trecute și cam asta este. Numai bine până data viitoare.